Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghecam fluptă pentru fiul lor. Mesajul dur al femeii de afaceri. Ana Maria Prodan nu se lasă ușor deloc. Femeia de afaceri a menționat că îl va acționa în judecată pe avocatul fostului ei partener de viață. Laurențiu Reghecam a cerut introducerea unei ordonanțe președințiale pentru ca Bebeto să-i poată face vizite la Craiova, acolo unde antrenorul locuiește cu Corina Caciuc. Ana Maria Prodan a spus că această decizie va fi luată doar de bebetou și nimeni nu poate să-l oblige să meargă Craiova dacă el nu își dorește. Femeia de afaceri este de părere că tot ce s-a întâmplat e de toată jenă. Asta va decide numai copilul. Nu poate să-l oblige nicio lege pe copilul meu să meargă la Craiova dacă el nu vrea. Este de toată jenă ce s-a întâmplat. Mi-a trimis autoritatea tutelară la Snagov, dar adresa era greșită. Pe semne că acest avocat al lui Laurențiu Reghecamp nu știe nici numărul casei la care locuiesc, așa de bine cunoaște cazul. Căutau doamnele respective un număr care nu există pe strada noastră, a precizat Ana Maria Prodan, în exclusivitate pentru click. Femeia de afaceri a mai spus că avocatul lui Laurențiu Reghecamf se va alege cu proces penal pentru toate inepțiile pe care le-a debitat în ultima vreme. Ana Maria Prodan consideră că avocatul și-a permis să facă afirmații la adresa ei pentru care va plăti greu. Avocatul lui Laurențiu Reghecamf se va alege cu proces penal pentru toate inepțiile debitate în ultima vreme. Pe semne e vreun avocățel care a pus și el mâna pe un proces cu notorietate, că nu am mai auzit de el până acum. Să sperăm că va fi plătit. Domnul avocat și-a permis să facă niște afirmații la adresa mea pentru care va plăti greu, a mai declarat Ana Maria Prodan.